știți că se întâmplă foarte da. Multe. Și totuși părinții vă susțin și de asta îi apreciez foarte mult da. Că pentru ei sunt alături de voi. Păi eu propun în momentul în care colegii din regie sunt pregătiți să observăm ceea ce ați făcut voi, pe unde v-ați plimbat. Pentru că vreau să specific, ați avut foarte multe ieșiri, nu doar în țară, ci și în străinătate, foarte multe apariții TV și mă simt onorată să fiți aici în Bistrița la noi, la și TV. Hai să vedem când sunt pregătiți. Suntem aici în direct, am revenit dintr-o problemă tehnică, o să revenim cu materialul, nu-i nicio problemă. Până atunci o să mai verifice colegii. Vorbeați de diverse turnee în țară și în străinătate. Dar cum se face că prin Bistrița poate nu prea ați avut sau lumea vă cunoaște prea puțin? Nu știu de ce. Așa s-a întâmplat? Da, s-a întâmplat. Chiar nu. Chiar am vrea să... Asta vrem să... Bine că ați adus vorba și mi-ați amintit. Avem un spectacol, un concert, care vrem să-l ținem aici la o cafenea. Nu știu care cafenea, dar vrem să ținem aici un spectacol în Bistrița. Exact, doar noi. Pentru că avem cam două ore de cântat, de muzică, da. Și vrem să-l ținem undeva luna aceasta sau luna următoare, dar foarte, foarte repede. Deci, imediat. Asta e următorul nostru... Sper că, da, următorul nostru spectacol să fie aici, la Bistrița, pentru că, știți, am avut, într-adevăr, la Bistrița, am avut așa, la Bistrița... Într-un cadru restrâns, în liceu de muzică, v-am văzut și eu. Da, am avut, ați fost și dumneavoastră? Bineînțeles, da. Eu sunt un fan al vostru, chiar dacă stau mai ascuns acolo. Că a fost foarte multă lume. M-am bucurat că a fost multă lume atunci la spectacol, chiar a fost frumos. Și, bine, într-un cer restrâns la școala de muzică și am avut... Am avut un spectacol aici la cum îi spune, la zilele Bistrița ale orașului, dar mai mult a fost ca o întâmplare distractivă, nu știu cum să zic, distractivă sau supărătoare, nu știu. Dar am avut 20 de minute de cântat și din care... Amuzantă, hai să o luăm așa. Amuzantă. Înaintea noastră a cântat altă trupă. Și bine, urmam noi și până s-au dezinstalat. Deci au luat cinele, jos chitările, până ne-am pus. Noi deja au trecut 10 minute. Noi n-am știut că din timpul nostru de cântat se ia chiar și instalarea. Da, și am cântat exact numai 3 piese. Bine, 2 piese am cântat. Și dintre care la prima piesă mi s-a rupt și cardul de la chitară. Deci a fost așa. Deci ai avut și o experiență. Am avut mai multe experiențe cu corzi rupte și așa, dar nu-i problemă că... Ești tu să treci peste. Da. Și mai ales că am mai multe chitări și pot să le schimb. Da, numai că... Na. Și cam asta a fost la Bistrița. Nu am prea avut multe spectacole aici. Numai chiar două am avut. Important e că... Începeți să faceți un prim pas, cel puțin anul ăsta, și de acum înainte să profite oamenii de voi atât cât sunteți aici. Păi, dacă azi mâine o să plecați și după aceea o să fie mai greu de ajuns. Da, dacă veniți pe... un calendar. Dacă veniți pe Sucevei, o să auziți un concert de-al nostru în fiecare zi. Și cum reușesc vecinii să vă tolereze? Nu, că chiar le place cum cântăm. Deci le place. Da. Nu am avut probleme, dar nu cântăm târziu, cântăm după masa. Oricum cântăm destul de tare. Respectați programul de odihnă acelor care au anumită vârstă. Dacă s-a rezolvat cumva partea tehnică din regie, suntem deschiși cu toții să vedem
unde ați fost, ce ați făcut. Nu-i așa? Că am revenit, după cum ați văzut, o apariție nouă la un alt post de televiziune. Mai multe o să ne spună Mihai și Alex cum v-ați simțit acolo și dacă într-adevăr publicul a fost alături de voi și dacă într-adevăr s-a cântat live. Păi dacă e Atenție se cântă, eram la TVR2, dar la Atenție se cântă la domnul Horea Moculescu și a fost foarte frumos, ne-am simțit bine. Chiar foarte bine. A fost ok, a fost o emisiune reușită, pot să zic. Am cântat mai multe piese și a fost ok. Mai ales că e o experiență, deci îți formezi experiența stând și mergând la televiziune și așa. A fost ok. Cu siguranță. Cărei vârste vă adresați voi? Că totuși aveți 15 ani și tinerii de vârsta voastră, nu știu câți dintre ei ascultă genul vostru de muzică. Păi am observat la școală, de exemplu, nu toți. Nu la toți le place genul un de muzică pe care relativ cântăm. Relativ scăzut. Dar ei înțeleg ce facem. Colegii noștri care deja sunt mai mari, nu mă refer la copiii mai mici de clasele primare, da, la gimnaziu și la liceu. La liceu. Deja ei înțeleg ce facem. Nu ne